Bună, dragilor. Astăzi vă servesc cu o minunată prăjitură clasică din foi de napolitană, un blat pufos cu fulgi de cocos și o cremă tare, tare bună de ciocolată. Acest desert des îl găsim pe platourile diferitelor sărbători, pentru că într adevăr este o prăjitură ce merită trecută din generație în generație. Deci, să începem. Pentru blatul cu fulgi de cocos avem nevoie de aceste ingrediente și o tavă de 18 x 28 cm. În bolul cu albușuri voi pune praful de sare și voi mixa la viteză mare până voi obține o spumă lejeră, moment în care voi adăuga zahărul treptat și voi mai mixa până voi obține o bezea mai fermă. După cum se vede, arată perfect. Voi adăuga făina trecută prin sită, iar cu spatula voi amesteca ușor de jos în sus. Voi turna uleiul, laptele, esența de vanilie și mai amestec încă puțin de jos în sus. La final, încorporez fulgii de cocos. Transfer toată compoziția obținută în tava tapetată cu hârtie de copt, nivele suprafața acesteia și o introduc în cuptorul preîncălzit la 160 de grade pentru 15-20 de minute sau până când trece testul scobitorii. Arată foarte bine și miroase incredibil. Îl voi lăsa la răcit și mă voi ocupa de crema de ciocolată din aceste ingrediente. Folosesc ciocolată cu lapte și ciocolată neagră pentru a echilibra gustul. Mixez într-un bol gălbenușurile cu zahărul, da? deci un bol metalic, pentru că o să-l pun pe baie de aburi. Introduc praful de cacao și mai mixez încă puțin. Da? Deci cam așa arată. O compoziție semi-lichidă este momentul să pun bolul pe baie de aburi. Da? Deci, crăticioara cu apă să fie la foc mediu. Amestec 10 minute. Da? Deci la foc mediu. După 10 minute arată cam așa. Introduc ciocolata și mai las pe foc doar până se va topi. Am luat de pe foc bolul și voi lăsa să se răcească. Trebuie să ajungă la temperatura camerei ciocolata. Când blatul cu fulgi de cocos ajunge la temperatura camerei, putem curăța suprafața acesteia folosind lama unui cuțit. Deci, în total avem nevoie de blatul de cocos și două foi de napolitană. Le-am tăiat în funcție de mărimea blatului. Trecem la cremă pentru ca să arăce și ciocolata. Încep să mixez untul care este și el la temperatura camerei. Deci, mixez un minut aproximativ, după care încorporez din crema de ciocolată. Ambele să aibă aceeași temperatură, altfel se poate tăia crema. Însă, dacă se întâmplă aceasta, mixați până își va reveni. Introduc esența de rom, este opțională, puteți adăuga și esențe de vanilie sau nicio aromă, este delicioasă chiar și simplă. Arată perfect foarte cremoasă la textură și un gust mm, minunat! Exact, exact cum trebuie. Această cremă eu o folosesc și la tortul Doboș. Încep ansamblarea prăjiturii. La bază voi pune o foaie de napolitană pe deasupra jumătate din crema de ciocolată. O întind pe toată suprafața foii de napolitană. Da? Deci... În egală măsură, însiropez blatul cu fulgi de cocos cu sirop vanilat, iar partea însiropată o voi pune pe ciocolată, da? Deci, ați văzut? Să fie partea însiropată peste ciocolată, însiropez și pe cealaltă parte, pentru că nu dorim un blat uscat, și pe această parte vom adăuga ciocolata rămasă simplu. O voi întinde și pe aceasta foarte bine. Apoi voi pune foaia de napolitană rămasă. Apăs să facă contact cu crema. Deasupra voi pune un mic cărpător și voi lăsa prăjitura în frigider până a doua zi. A doua zi am tăiat extremitățile prăjiturii. Folosiți doar un cuțit cu lama ascuțită. Important este să treacă cu ușurință prin foaia de napolitană pentru că ea este fermă, da? deci nu s-a înmuiat decât exact cât trebuie. Eu așa ador prăjiturile, să fie și ferme, blatul însiropat, crema cu o textură fină, ciocolatoasă, toate împreună formând acest deliciu. Bineînțeles, puteți să o tăiați în mărimea potrivită. Se taie destul de simplu. Curățați doar lama cuțitului să obțineți laturile curate. Vă pot spune că este o prăjitură atât de bună încât nu te vei putea opri după o bucățică. Chiar un deliciu remarcabil, atât ca textură cât și ca gust, aspect, finețe. Încercați, dragilor, și vă veți convinge. Iar dacă nu v-ați abonat pe acest canal, nu ezitați pentru că multe delicii vor mai urma. În mod gratuit, ca și până acum. Pe data viitoare și numai bine vă doresc! Pa, Pa,